Сами себе й один одной все життя наше Христу Богу вивідаймо. În prima duminică din postul Paștelui, români și ucraineni s-au rugat umăr la umăr pentru oprirea războiului. Slujba de la mănăstirea Bârsana a fost ținută în limbile ambelor popoare. Pentru toți cei care sunt în războaie, dăruiește-le, Doamne, tuturor celor ocrotire, Doamne. Maramureșenii au transmis gânduri bune fraților de peste graniță. Ce îți dorești cel mai mult pentru ei și pentru noi? Liniște. Și pace, într-adevăr. Că de mici copii suntem învățați cu semnul păcii. Să fie pace. Ne-am rugat, bineînțeles, pentru poporul ucrainian, ne-am rugat pentru familiile noastre să fie pace și liniște în lume. Ne rugăm cu toții ca să înceteze, să fie o liniște sufletească și să înceteze războiul. Să se gate războiul, să se ducă la casa lor și să se joace cu jucăriile lor.